Ciobanul își amenajase stâna în apropierea benzilor transportoare ce aparțin de UMC Pinoasa. Zilele trecute, omul s-a gândit cel mai probabil să-și facă unele aprovizionări pentru perioada de iarnă. Așa se face că a mers cu căruța în carieră, unde a încărcat-o cu bulgări de cărbune. Gestul său nu a fost trecut cu vederea. Polițiștii au efectuat cercetări și au stabilit că ciobanul este autorul furtului unei cantități de 300 de kilograme de cărbune lignit. Polițiștii din cadrul secției 5 Poliție Rurală Rovinari au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Alipe Jegorș, un bărbat de 34 de ani din comuna Fărcășești, care ar fi sustras din incinta carierei UMC Pinoasa cantitatea de aproximativ 300 de kilograme de cărbune lignit. Ciobanul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi acesta să fie prezentat în fața procurorilor cu propuneri legale.